Convoacă într-o jumătate de ore pe toți ofițerii disponibili la mine. Cu alte cuvinte, la sifoane. Zice că vă cunoaște. Bine v-am găsit, suntem la Dosar de Politician. Vă mulțumesc că ne urmăriți. Războiul ardelenilor sau războiul procurorilor care provin din Ardeal. Acum vreo 13 ani, Traian Băsescu găsea la Cluj un domn tânăr pe nume Daniel Morar. A fost intervievat de Monica Macovei la Curtea de Apel Cluj, vorbim despre Daniel Morar, l-a intervievat Monica Macovei timp de 15 minute și l-a numit după două săptămâni șeful DNA-ului. Daniel Morar a venit de la Cluj și a reformat PNA-ul lui Amărie și a transformat acea instituție hulită în DNA-ul de astăzi. În 2006, Traian Băsescu mai face o alegere. Ia o doamnă, tot din Ardeal, pe nume Laura Codluțea Chioveși, fiica prim-procurorului de la Mediaș, domnul Lascu, și o face procuror general al României. Ardelenii au condus serviciile de informații, au condus procuratura la cel mai înalt nivel în România timp de 10 ani, iar după ani, în 2018, doamna Chioveși și Daniel Morar se află într-un conflict iremediabil. Daniel Morar spune că în anul 2009 a aflat despre existența și despre semnarea protocolului cu SRI și că nu l-a pus în aplicare. Pentru că Daniel Morar îi se părea că acest protocol este în afara legii, ca să nu spun ilegal. Doamna Chioveși spune astăzi că Daniel Morar știa despre acest protocol, că acest protocol a fost trimis procurorilor din țară, că a fost copiat, că a fost însușit de DNA și de către parchetul general și că SRI și DNA și alte unități de parchet au făcut dosare cot la cot ani de zile, începând din anul 2009, adică timp de 10 ani. Daniel Morar spune că nu a pus în aplicare acest protocol. Daniel Morar mai spune pe surse că nu putea să-l denunțe, dar nu putea denunța acest protocol pentru că ar fi fost obligat să denunțe un document secret de stat, că nu se putea pronunța asupra lui. Așadar, doi ardeleni, doi oameni care au condus procuratura și la cel mai mare nivel din România, doamna Chioveși a fost șefa DNA, înainte a fost procuror general și Daniel Morar a fost procuror general, interimar, a fost șef al DNA-ului. Acești doi domni se războiesc în momentul de față. Societatea românească este contrariată după declarațiile astea, da? O să vedem ce se va întâmpla. Este clar că în momentul de față cineva minte. Fie minte doamna Chioveși, fie minte domnul Daniel Morar. O să încercăm să aflăm lucrul ăsta. Salut pe Sabin Orcan, Newsic România. Bună seara. Bună seara! Sabin, mulțumesc pentru prezență. Mihai Drăgan, avocat, bună seara, și Dan Tănase, jurnalist. Bună seara. Haideți să vedem declarațiile. Începem cu declarația doamnei Chioveși de astăzi, care a făcut un interviu în care îl atacă extrem de dur pe Daniel Morar. Daniel Morar nu dorește să comenteze. Am avut o discuție înainte de a face această emisiune cu fostul șef al DNA. Dânsul spune că își rezervă dreptul de a nu spune nimica deocamdată și de a vedea cum se desfășoară acest scandal public, această controversă între șeful DNA și fostul șef al DNA. Haideți să vedem declarație, să intrăm în dezbatere. Cu aprobarea procurorului șef al direcției s-a dispus multiplicarea și s-a comunicat tuturor procurorilor din subordine. Sunt în arhiva instituției numeroase
6 adrese semnate chiar de către domnul Morar, adrese trimise la Serviciul Român de Informații în temeiul protocolului semnat. Deci există dovezi scrise că acest protocol s-a aplicat. Domnul Morar a exercitat atribuții de procuror general. Dumnealui, dacă considera că acest protocol nu este legat, putea oricând să-l denunțe, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Da. De ce nu s-a întâmplat, Sabină Urcan? Nu știu eu. Cine minte în povestea asta? În primul rând, hai să facem niște precizări. Atât domnul Morar, cât și doamna Chioveși sunt aceiași oameni care au condus pe rând parchetul general, Direcția Națională Anticorupție. Doi la mână. Aceiași oameni cu nume. Aceiași oameni care sunt când ridicați în slăvi, când puși la stâlpul infamiei. Sunt aceiași oameni care au condus aceste două instituții ale sistemului judiciar. Doi la mână. Dezbaterea a intrat într-o chestiune de semantică acum. Nu e observația mea, e observația colegului Andrei Luca Popescu. Am intrat într-o chestiune de semantică și de terminologie. Și nu erau adică echipe mixte. Adică mai pe românește se ascund după vorbe. După niște vorbe. Dom'le, nu erau echipe mixte, erau echipe comune și așa mai departe. Echipe operative. E o dezbatere, aș zice, dacă o facem, cu condiția să o facem după principii de bună credință. Adică noi, cel puțin ăștia din studio, nu o facem ca să ne apărăm niște dosare penale. Că n-avem. Așa. Evident că în România există însă și infractori sau oameni acuzați de infracțiuni grave care folosesc această polemică în propriu interes, ca să-și salveze pielea de anumite dosare, sperând că în baza acestei dezvăluiri, acestei desecretizări, acestui protocol, ei vor avea ocazia să spună unei instanțe, băi, am fost condamnat pe nedrept că erau niște securiști care și-au băgat coada unde nu le fierbe oala. Eu, în primul rând, salut faptul că s-a desecretizat acest protocol, după care ăsta trebuie analizat de juriști. Eu nu sunt jurist, dar vreau să judecăm cu instrumentele jurnalistice, ale percepției publice. Și scoatem din ecuație discuția că doamna Chioveși va fi sau nu schimbată. Are mandat, președintele a spus clar că nu o schimbă, în ciuda cererii ministrului justiției, care este politician, adică să nu ne ascundem după deget. Deci scoatem asta din ecuație. Discutăm despre chestiunea de principiu. Și chestiunea de principiu este dacă în România, o țară care timp de 45 de ani s-a aflat sub pumnul de fier al securității, care nu avea nevoie de niciun protocol și de nicio lege, făcea direct anchete penale. De altfel, securitatea, poate Roma, apelul bocancilor, făceau anchete penale și te puteau băga la pușcărie. Sigur că formal exista și atunci un tribunal, existau avocați, dar știm foarte bine cum oameni care doar pentru că au spus un banc cu Ceaușescu puteau să ajungă la pușcărie. Li se inventau diverse lucruri. Într-o țară ca asta, după 28 de ani de la căderea regimului comunist, persistă încă această percepție că oamenii din serviciul de securitate modern, SRI, SIE, ce o mai fi pe acolo, în câte s-au fi spart securitatea, au continuat să facă acest lucru în ciuda Constituției și a codului penal, care prevede clar, serviciile de inteligență din România nu fac anchete penale. Acum, dacă discutăm despre corupție... Asta este opinia ta sau este o informație? Așa scrie în lege, domne, așa scrie în lege. Așa scrie în lege. Pe Daniel asta... Morar ne zice altceva. Nu. În lege scrie clar că, deci eu vorbesc ce scrie în lege, că ofițerii de contrainformații nu fac anchete penale. Și atunci au încheiat acest protocol pe ideea, dom'le, noi colaborăm cu niște informații, voi faceți anchete penale. Întrebarea care se pune este dacă s-a încălcat vreo normă legală prin acest protocol, dacă s-au făcut efectiv anchete, pentru că s-ar putea ca în protocol să scrie ceva, dar ce s-a întâmplat efectiv în anchetă, trebuie să știm în anumite anchete, și pentru asta trebuie să existe o dezbatere de bună credință. Dar atenție, această dezbatere e folosită de oameni cu interese diverse, politicieni, oameni corupți, oameni care au jefuit bugetul public în interesul lor. Nu e folosită această dezbatere într-un interes legitim, dom'le, să dezbatem aceste lucruri. Și o ultimă observație și cu asta închei. Dacă ticăloșii ăștia au dreptate, dacă niște infractori și niște ticăloși folosesc discursul ăsta în favoarea lor, cum spui, dar pe fond au dreptate, ce naiba facem? Discutăm despre un principiu și eu vă dau următorul exercițiu de imaginație. Eu de altfel am făcut emisiuni, după cum știi, chiar la B1 TV, despre fapte de corupție de care erau acuzați înalți ofițeri din SRI. Și eu vă pun o întrebare ipotetică. Aici nu discutăm de doamna Chioveși și de domnul Morar. O situație ipotetică. Au existat suspiciuni de corupție la nivelul Serviciului Român de Informații. Da?
Ultimul caz în care un ofițer de informații a fost condamnat la pușcărie pentru fapte, să spunem, conexe faptelor de corupție, este celebrul caz de la Prahova cu Păltânea, Dumitrache și ceilalți. Și a mai fost un domn Soare, dacă nu mă înșel, așa. Cam ăștia sunt ultimii ofițeri condamnați, acum vreo 10 ani. Și eu vă întreb, facem un exercițiu. Bună observație. Condamnați. Au fost facem un exerci... și alții puși sub acuzare. Facem un exercițiu de Daniel imaginație, Dragomir. Da? Un personaj din SRI, din conducerea SRI, care are acces la aproape toate informațiile, da? Nivelul 1 de securitate, toate informațiile vin la el. E șef de mare unitate, e șef de direcție în SRI. Și este acuzat de o faptă de corupție. Nu de orice faptă. Nu e acuzat că a călcat pe cineva pe trecerea de pietoni. E acuzat că a făcut o afacere de corupție împreună cu o firmă și a păgubit bugetul de stat. Să spunem, e acuzat că a favorizat Hexifarma. Da? Și este o acuzație penală. Păi procurorii, conform acestui protocol, dacă luăm motamo și nu-l judecăm puțin, trebuiau să-i dea informații SRI-ului, adică inclusiv acestui personaj, despre faptul că cineva a depus o plângere penală împotriva lui. Ăsta este paradoxul pe care trebuie să-l lămurim. Nu este un paradox, este o realitate. Pentru că de 15 ani, de 10 ani, nu am avut niciun dosar cu un ofițer SRI important pus sub acuzare. Și dacă plecăm de la premisa că societatea românească în ansamblu are aceleași racile și aceleași păcate în integralitatea ei, vedem așa, politicieni acuzați de corupție, vedem oameni de afaceri, vedem funcționari publici, dar n-am văzut niciun mare ofițer de la serii magistrați, niciun mare ofițer, pe logica ta, Sabin Olcan, pus sub acuzare pentru corupție. Pentru că ei trebuiau să informeze la parchet sau parchetul trebuia să informeze serii despre dosarele în care aveau... Mie mi se pare o dezbatere încă departe de a se fi terminat. Da? Încă o dată, am dat acest exercițiu pentru a înțelege toți oamenii de bună credință, repet, îi lăsăm deoparte pe aia care au dosare penale și au un interes direct. Și aia nu pot fi suspectați de obiectivitate. Dar să înțeleagă toți oamenii de bună credință care se uită la noi. Dacă un ofițer serii putea face un act de corupție, procurorul, conform acestui protocol, trebuie să-i trimite informația SRI-ului, care evident că ajungea și la el. Mai ales, nu vreau să mă gândesc dacă el era, acesta acuzat de corupție, era chiar șeful operativ al SRI, adică el mai mare, la cabinetul căruia veneau toate aceste informări. Nu vreau să mă gândesc la asta. Dar vreau să vă spun un lucru. Citeam un comentariu al lui Sorin Ioniță, cu care de multe ori sunt de acord, de multe ori nu sunt de acord, dar este un comentariu excepțional pe care vi-l recomand pe contributor, se numește Protocoalele înțelepților SRI. Și acolo discută exact despre această miză și făcea o observație pe bună dreptate. Și anume, domnule, cei care țipă azi împotriva protocolului și să bat cu cărămida în piept la televizor că ei luptă pentru drepturile omului, sunt dintr-un partid care a contribuit la aceste protocoale. Prima dată când au apărut, după cum mi-a dezvăluit în interviu Ovidiu Marincea, prima dată când a apărut sintagma de echipe mixte, da? A fost într-o hotărâre CSAT de pe vremea lui Ion Iliescu. Regimul Năstase Iliescu a contribuit la aceste protocoale, fie că o făcea de formă, pentru că de-abia se înființase PNA, fie pentru că trebuia să răspundă unor cerințe ale Uniunii Europene, că noi ne făceam temele ca să intrăm în Uniunea Europeană. Dar în Europa așa se face justiție, Sabin Olcan. Asta e realitatea. Germania, așa s-a ajuns la aceste protocoale. Și BND-ul, adică serviciul german, facă cot la cot. Peste tot, serviciile de contrainformații colaborează cu procurorii, dar în limitele legii. Iar legea nu poate fi un protocol secret. În limitele legii, un serviciu de inteligență colaborează cu un serviciu cu procurorii. Uite, toată lumea. Am ajuns la adevăr, da? Dar cu condiția să o facă în limitele legii. Și atunci toți ăștia care țipă astăzi, mă uit că e și o doză de ipocrizie. Când pe ei nu întreba nimeni nimic, era ok să avem hotărâri CSAT secrete, protocoale secrete. Acum, pentru că aceste protocoale au ajuns și în lupta anticorupție să aibă efecte, acum brusc Năstase și toți din regimul Iliescu spun, vai, protocoale secrete. Păi stai mă, s-au inventat înainte de 2005. Deci nici măcar nu sunt creația domnului Morar și doamnei Căveși. Domnule avocat, hai să facem o dezbatere. Vă rog, interveniți. Bun, nu sunt de acord chiar cu tot ce se spune. Haideți să fim serioși. Protocoale trebuie să existe. Cooperarea între instituțiile de forță trebuie să existe. Până la urmă, beneficiarii informațiilor strânse de serviciile de informații, printre altele, sunt și parchetele. Problema cu aceste așa zise protocoale sau protocoale care există nu este secretizarea lor. Este dată de clauzele cu care se adaugă la lege pe de o parte, pe de altă parte se încalcă în mod flagrant legea.
Pentru că dacă ajungem la... Asta este la... o opinie sau o afirmație? Nu, este o afirmație cât se poate de fundamentată pe textul de lege. Pentru că... Păi dați-mi argumente ca să facem o discuție pe Codul de procedură penală stabilește în mod foarte clar care sunt organele care efectuează activitatea de urmărire penală. Ziceți, 1, 2, 3. Activitatea de urmărire penală se desfășoară de către procuror, da, și de către polițiștii de poliție judiciară sub supravegherea procurorului. Și ofițerul SRI ce poate să facă? Ofițerul SRI are dreptul și obligația să strângă informații, să le livreze ca și instituție, după aceea către beneficiarul au acestor informații. Au făcut mai mult decât atât ofițerii SRI și din această perspectivă. Ni se alătură dezbatei domnule avocat, doamna judecător Dana Gârbovan. O salut pe doamna judecător. Președinte UNJR, bună seara, doamnă. Bună seara. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Haideți să... Ați văzut probabil declarațiile fostului șef al DNA, domnul Daniel Morar, actual judecător CCR, și declarațiile în replică ale doamnei Chioveși de la DNA. Acum, sunt două versiuni cât se poate de antagonice, da? Și noi, opinia publică și presa, ne uităm și vedem doi oameni cu credibilitate importantă. Și domnul Morar a fost o persoană credibilă și a avut o imagine bună și doamna Chioveși la fel. Și când doi oameni care au imaginea și credibilitatea pe care au spun lucruri atât de contradictorii, nu mai știm ce să înțelegem. Dumneavoastră ce ați înțeles? Eu am uitat la conținutul protocolului și la acesta mă raportez pentru că este în acest moment o chestiune concretă. Până acum aveam tot așa prin conguri cu diverse declarații și informații noi din 2015 adunându-ne și încercăm să le punem cap la cap informații rezultate din declarații publice, din interviuri, din rapoartele CSAT-ului, ale SRI-ului, ale DNA-ului. Ne-am dat seama că avem această problemă a unei implicări excesive a serviciilor de informații în actul de justiție, dincolo de limitele prevăzute de lege. Și de dacă, doamna judecător, dacă se poate puțin mai tare să ne audă telespectatorii, da. Ați vorbit despre o implicare excesivă. Da, asta înseamnă... 2015, dincolo de ceea ce lege prevede. La acel moment aveam doar indicii, ca să folosesc un termen tehnic, dar indicii rezultate, pe de-o parte din declarații publice ale oficialilor, pe de altă parte din rapoartele de activitate, fie ale SRI-ului, fie ale CSAT-ului. Acum, după atât de lungă perioadă de timp, în sfârșit, acest protocol, unul dintre ele, s-a declasificat și, din păcate, conținutul lor, nu numai că confirmă temerile noastre, dar relevă o realitate dincolo de ceea ce ne-am închipuit. Pentru că, repet, dincolo de afirmații, de cum interpretăm acest protocol, avem scris, exact, competențe ale Serviciului Român de Informații care le depășesc pe cele prevăzute de lege. Până la urmă, dacă ar fi să simplific lucrurile, ar spune că mai avem un mic cod de procedură penală, pentru că sunt conținute norme de procedură penală, dar care este secret, care vine pe lângă ceea ce avem ca legislație și de competențe noi în cercetarea penală, în ciuda celor spuse și aici îmi permis să contrazic pe doamna Laura Cădu-Sarcăldeși, dar se făceau acte de cercetare penală potrivit acestui protocol, se strângeau probe, cel puțin așa este scris. În concret, și domnia ta, și domnul Morar, și ceilalți procurori șef trebuie să răspundă dacă într-adevăr acțiunea în dosare a fost mai restrânsă. Au încălcat legea, doamna judecător, au încălcat legea punând în aplicare acest protocol de colaborare? De punerea în aplicare, nu știu cum s-a pus în aplicare, urmează să aflăm, pentru că este treaba inspecției judiciare și a CSM-ului să vadă cum s-a pus în concret în aplicare acest protocol. Da. Acest protocol, vă dau un exemplu. Spune articolul 19. Cooperarea se realizează în temeiul legii și a prezentului protocol. E, dacă tot suntem atât de atenți la cuvinte, să spunem că cooperarea nu e colaborare și invers. Atunci să spună că cooperarea trebuia să se realizeze în temeiul prezentului protocol cu respectarea strictă a legii. Dar nu spune așa, spune în temeiul legii și a prezentului protocol. Mai departe, aliniatul 2, care dă cumva cadrul acestei colaborări, îl fixează într-un mod foarte, foarte larg. Spune, părțile cooperează în activitatea de valorificare a informațiilor
din domeniul prevenirii și combaterii infracțiunilor împotriva securității naționale. Ce zice aici că este acoperit cumva seriul pe domeniul acesta, dar apoi merg mai departe, actelor de terorism. Avem și aici o lege specială. Infracțiuni care au corespondență în amenințări la adresa securității naționale devine ceva foarte vag, pentru că nu are definiție legală. Și altor infracțiuni grave potrivit legii, iar aici este o paletă foarte, foarte largă de infracțiuni cu care seriul nu ar avea niciun fel de treabă. Maxim este obligat, la fel cum este obligat orice instituție din țara asta, dacă în temeiul exercitării atribuțiilor lor află de posibilitatea săvârșirii unei infracțiuni sau de săvârșirea unei infracțiuni, să anunțe parchetul. Atât și asta, indiferent de natura infracțiunii. Doamna judecător, mai am o întrebare foarte importantă. Da. În ce măsură un judecător de bună credință care judeca dosare în penal putea să-și dea seama din rechizitoriu că acel rechizitoriu făcut și semnat de un procuror are la bază colaborarea și cooperarea cu ofițeri SRI. Adică mai pe românește, judecătorul putea să-și dea seama că acel rechizitoriu este făcut de SRI sau SRI s-a implicat în redactarea și în probarea acelui rechizitoriu sau judecătorul pur și simplu lua de bun ce îi dădea procurorul de la DNA sau din altă parte? În principiu și această întrebare implicat din partea mea un răspuns speculativ. Vă reamintesc pe de altă parte că despre aceste protocoale am aflat abia în ultimii ani și după multe insistențe au și fost negate la început de existența lor. Ceea ce se știa și a strânit semnă de întrebare era acea sintagmă la care DNA-ul de regulă apela s-a făcut cu sprijinul Serviciului Român de Informații. Însă tot așa foarte multă vreme s-a crezut, mai ales după decizia Curții Constituționale, că acest sprijin consta exclusiv în punerea în executare a mandatelor de interceptare. Ori nu cred că aveai cum să dai seama de amplitudinea acestei colaborări, care au depășit mult pe cea a punerii în executare a acestor mandate și a cea neconstituțională, dar la fel s-a pronunțat deja Curtea, nu are rost să vă spun. Aș mai aminti doar picuind din acest protocol, pentru că trebuie luat și analizat articol cu articol ca să avem o imagine clară. Se vorbește, de exemplu, de faptul că serviciul acordă sprijin la solicitarea scrisă a parchetului prin activități specifice, precum și prin efectuarea de expertiză și constatări tehnico-științifice. Ce ori aici vorbim de probe clare. Doamna Gârbovan. Tipică expertiză este efectuarea de probatorii, ceea ce doamna Cheveș și astăzi negată s-ar fi făcut. A negat. Doamna Gârbovan, 10 secunde să urmărim exact schimbul acesta de replici dintre doamna Cheveș și domnul Morar. Azi, rog să ascultați și dumneavoastră și să vedem ce putem să înțelegem. Pornind de la faptul că existența acestui protocol a fost confirmată, iar dispozițiile sale sunt acum cunoscute, declasificate, ca fost procuror șef DNA, cred că autoritatea competentă, Consiliul Superior al Magistraturii, trebuie să analizeze și să decidă cu privire la substanța și implicațiile acestui protocol în cadrul activității sistemului judiciar. Din punctul meu de vedere, acesta este elementul esențial al problemei în acest moment, iar nu faptul că protocolul a fost pus în aplicare de către mii de procurori, așa cum se susține chiar de către semnatarul protocolului. Nu există noțiunea de echipă mixtă. În protocol există echipă comună. Dacă ne referim la DNA, este foarte important de spus. DNA nu a avut un protocol de cooperare direct cu Serviciul Român de Informații. A existat un singur protocol semnat în anul 2003 între Parchetul Național Anticorupție și SRI, protocol care a fost, care și-a încetat efectele în momentul în care a intrat în vigoare noul protocol din 2009 și noul protocol era înființat în numele Ministerului Public pentru toate structurile de parchet. Doamna Gârbovan, ce ați înțeles din aceste declarații? Asta este ca și cu rabinul. Și tu ai dreptate, și tu ai dreptate, și tu ai dreptate. Vedeți cum până este, da? Domnul Morar are dreptate când spune că este treaba CSM-ului să vadă odată ce acest protocol a fost desecretizat, care este amplitudinea și efectele aplicării acestui protocol la nivel de sistem, cum a fost aplicat acest protocol și dacă în fapt au fost respectate limitele legii. Pe de altă parte, în plus, aș adăuga, CSM-ul trebuie să înceapă
prin a vedea ce alte instituții au încheiat protocoale, fie cu Ministerul Public, fie din partea serviciilor de informații cu instanțele, să ceară desecretizarea tuturor acestor protocoale și a hotărârilor ce se atece asta la bazelor, pentru că de abia atunci vor putea începe cu adevărat o analiză reală la nivel de sistem. Și pe de altă parte, din punctul acesta de vedere, trimiterea pe care doamna Chiuve și-a făcut-o la protocoalele anterioare este de asemenea importantă, pentru că, într-adevăr, inclusiv în acest protocol se vorbește de alte, cel puțin 3-4 protocoale care au produs efecte anterior. De aceea, UNJR-ul și AMR-ul a și cerut astăzi desecretizarea tuturor acestor protocoale, începând din 1990 până astăzi, pentru că trebuie să știm în final cum și dacă justiția din România s-a rupt de trecut, s-a rupt de comunist, s-a rupt de nădejdele securiste și de practicile care, iată, se pare că ne urmăresc până azi. Mulțumesc, doamna judecător, pentru intervenția. Apreciez echilibrul dumneavoastră. Dan Tănase, noi ca oameni simpli, noi, ca oameni povestea simpli, asta ce trebuie să înțelegem? Trebuie să înțelegem că există, dincolo de orice fel de interpretări și speculații, există câteva informații foarte clare. Știm că există aceste protocoale. Nu mai există niciun fel de dubiu. Știm că cei semnatarii acestor protocoale nu au acționat conform legii. Pentru că de-aia avem cod civil, doamna Chiuveș, și de-aia avem cod de procedură civilă, de-aia avem cod penal. Avem lege. Toată acțiunea, toată activitatea Ministerului Public trebuie să se bazeze pe lege. Ori acest protocol, în mod evident, sigur, urmează ca și CSM-ul să se pronunțe public cu privire la acest protocol, este evident că acest protocol pare o înțelegere între, mai degrabă între Chiuveș și Maior decât între instituții, și că acest protocol excede cadrul legal. Ca atare, aici nu e nicio speculație. Am o dilemă. Oamenii ăștia de ce au semnat un document ilegal? Nu puteau să facă lucrurile astea fără să semneze, hârtia asta? Ba da, aici am putea să întrebăm. Au fost mai pe românești, au fost atât de proști să semneze hârtia asta? Au fost în clar, pe hârtie? Aici de ce să semneze o chestie care la un moment dat să te pune... Ca să nu poată să dea vina pe unul singur. Ca să ne explicăm de ce au semnat astea, poate, și de ce au semnat aceste protocoale și de ce au fost puse și de ce s-au exercitat și s-au făcut acțiuni în baza acestor protocoale. Da, dacă noi vrem să facem o prostie, nu punem pe negru pal, da? Ar trebui poate să întrebăm și, nu știu, Comisia Specială de Control a SRI? Că apropo, că sunt niște parlamentari care iau niște bani și se facă verifică activitatea SRI. Ar trebui poate să întrebăm și conduci și CSM-ul, unde au fost și ce au făcut și de ce nu i-a interesat și de ce n-au aflat în legătură cu aceste protocoale. Deci există niște chestiuni, exact cum spunea și domnul Orcan, sigur, interpretabile, putem specula, unii speculează într-o parte sau într-o, dar sunt niște chestiuni clare. Aceste protocoale există, aceste protocoale exced cadrul legal, pentru că de-aia, repet, avem un cod de procedură penală pentru ca Ministerul Public să acționeze și magistrații și procurorii să acționeze în baza unei legi. Vă rog, ziceți în față, adaugă la lege. Da. Deci nu că exced, adaugă la lege, da. Stabilesc, practic, exact cum a zis doamna judecător, un nou cod penal. Iar ce face doamna Chiuveș și acum este, dacă vreți, ce fac oamenii ăștia pe centură când fac alba neagră prin parcări cu uite, iau, nu e albă, iau, asta nu e, unde adică, este, unde... Nu, doamna adică... Chiuveș și spune altceva și o să vedem acum declarația în câteva secunde. Ne ia de proști, doamna Chiuveș și ne ia de proști și are impresia că dacă adoptă o atitudine asta de jmenar din asta, o să ne prostească pe toți. Nu. Echipe, o să vă rog să fiți atenți semantică, că... Sigur. Să fiți atenți cu sigur, doamna Chiuveș și acum, evident, doamna Chiuveș și are tot interesul acum să, după ce că a ieșit, s-a dat în vileag și toată societatea românească a aflat că, de fapt, securitatea, vechea securitate, metehnele vechii securități, anumite mecanisme judiciare ale vechii securități au fost puse în practică de către Maior, Coldea și Chiuveși. Sigur, evident, acum toată lumea vede despre ce doamna este vorba, Chiuveș, dar doamna Chiuveș și nu ne poate prosti la nesfârșit. Spune că și Daniel Morar a făcut parte din mecanismul Daniel ăsta. Morar, dacă luăm, statutul procurorilor, o să vedem că procurorii... Este o operațiune în care toată lumea încearcă să tragă pe toată lumea, sigur. Cum zice Donald Trump, in the swamp, în mlaștină. Există un toată mic detaliu. Lumea se trage... Da? Există un mic detaliu, domnul Mănăstire, există un mic detaliu, anume acela că procurorii acționează ierarhic.
răspund ierarhic superior. Asta înseamnă că nu chiar. Ar trebui să ne uităm cine era șeful ierarhic superior al domnului Morar la momentul respectiv. De bună seama, și evident, de bună seama, doamnă Chiovici. Și una la mână și a doua la mână, iertați-mă și termin, fiind vorba de un document secret, evident că și domnul Morar risca să suporte consecințele legii dacă acționa în afara cadrului. Asta ne spune doamna Chiovici, pentru că ne spune următoarea doamna Chiovici și o să vedeți declarațiile, că și domnul Daniel Morar știa despre acest protocol, cât a fost șef la DNA, acest protocol a fost operațional, a fost trimis multor procurori, aici e cheia. Mii de procurori, spune doamna Chiovici. Nu are cum. Dar de fapt să vedem declarațiile în... Nu are cum, e imposibil. Exact cum a fost făcute doamna Chiovici. Protocolul a fost aplicat de Direcția Națională Anticorupție după anul 2009 și în activitatea sa, adresele emise în baza protocolului au fost semnate chiar de procuror șef Direcție Daniel Morar. Observația care s-a făcut în 2009 a Direcției Naționale DNA, aceasta că se dorea să există o comunicare directă între SRI și DNA și prin procurorul general. Practic, se dorea un protocol direct DNA-SRI și nu un protocol valabil pentru toate structurile de parchet. Aceste protocoale sunt în conformitate cu legea, în special în conformitate cu legislația care era în vigoare în anul 2009. Domnule avocat, de ce nu este adevărat? Nu este adevărat, nu e nicio conformitate. Ziceți că doamna Chiovici minte la televizor? Zic că doamna Chiovici nu numai că nu spune adevărul, dar nici nu se mai poate bucura de credibilitate. Eu mi-amintesc acum câteva luni... Dați-mi argumente. Păi, mi-amintesc că acum câteva luni ne-a spus că nu există aceste protocoale. Despre ce vorbim? Nu, a zis că nu există protocol direct între DNA și SRI. Că nu există protocol direct între Ministerul Public și SRI, din câte mi-amintesc eu. N-a zis așa, a zis între DNA. Bun. Aici, cum spunea Sabin Orcan, intrăm pe terenul semanticii și a nuanțelor. Da? Doamna Chiovici este foarte atentă și mie mi se pare că doamna Chiovici, deși a fost subestimată, doamna Chiovici și doamna Gârbovan e atentă, care e judecătoare. Doamna Gârbovan a spus următorul lucru. Și doamna Chiovici folosește bine limba. Putem sau nu să fim de acord, dar sunt un lucru foarte, cum să spun eu, cheie în dezbaterea asta, doamna Gârbovan. Ce a spus? Una e ce conține hârtia aia și alta e ce s-a făcut. Ce s-a făcut în practică, doamna Gârbovan. Hai să vedem ce s-a făcut în practică. Dacă spui că s-a făcut în practică, trebuie să dai și exemple concrete, că noi suntem jurnaliști. Nu poți vorbi la modul general. Așa, sigur, noi auzim de ani de zile cum țipă unii și să dau victime politice, trebuie să aduci și niște probe. Încă o dată, una e ce scrie în protocol și aici sunt juriști care pot dezbate că e într-un fel sau în altul și una este ce s-a făcut în practică. Adică eu am înțeles de la domnul Morar că a luat act de acest protocol cu care n-a fost de acord, asta am înțeles ce spune domnul Morar, dar că în continuare n-a făcut ce scrie în acel protocol sau ce a înțeles el că trebuia să facă conform acelui protocol și că și-a făcut în continuare treaba fără să dea date din anchete ofițerilor SRI. A, să ceară colaborarea e una, pentru că acum să fim cinstiți, sunt infracțiuni. Domnul avocat știe foarte bine, sunt infracțiuni care nu se pot demonstra foarte corect. Doar pe bază de instrument și atunci ai nevoie și de ofițeri de contrainformare. Dar a doua înțeleg de o infracțiune care are treabă cu siguranța. Doamna Chiovici pe de o parte, Daniel Morar pe de altă parte se duelează, dar doamna Chiovici pune o întrebare cât se poate de logică. De ce Daniel Morar, acum 10 ani, ca șef al DNA și după aceea procuror interimar general al României, n-a denunțat acest protocol? Chiar la îndemâna dânsului. Iar doamna Chiovici pune pe masă argumentul ăsta și spune Daniel Morar n-a zis niciodată că e în neregulă. Nu avea posibilitatea să o facă. De ce nu avea posibilitatea? Pentru că era interimar. Iar Daniel Morar îi răspunde așa, doamna Chiovici. Haideți să vedem declarația scurtă. Are limite de competență. Păi când vezi o ilegalitate, n-ai auzit domnul avocat? Atenție, de legea avertizorului de integritate publică, când vezi o ilegalitate, nu poate fi un procuror general al avertizorii. Nu poate fi. Se poate sesiza. Deci atunci procurorul general al României, când vede o ilegalitate, taci. Procurorul general al României se sesizează pe fapte concrete, nu pe posibilități de fapt. Stai, și protocolul ăsta era concret. Haideți să vă Daniel Morar a tras niște semnale de alarmă. Bineînțeles, așa. Aduceți-vă aminte declarații publice ale lui Daniel Morar în care transmitea subtil SRI-ului să-și vadă de treaba lui. Pentru că era vremea, să nu uităm, era vremea în care SRI-ul era condus de o persoană cu ambiții politice care să visa premierul României. Să nu scoatem din context. Și în care același SRI a promovat legi care s-au dovedit în cele din urmă la Curtea Constituțională neconstituționale, inclusiv legaliza cercetarea penală pe anumite infracțiuni, gen terorism.
Adică s-au încercat, au fost încercări în 2015, 2014, 2013, au fost încercări de genul ăsta. Și mi-aduc aminte când era Daniel Morar că a tras niște semnale SRI-ului să-și vadă de lucru nasului. Scandalul ăsta, dragi telespectatori, scandalul ăsta între ardeleni, între grupul ăsta de la Cluj, miroase foarte urât. Deci Daniel Morar de la Cluj, George Maior de la Cluj, doamna Căveși de la Cluj, că și-a făcut școala la Cluj, cu Emil Boc, ea fiind din Sibiu, ardelenii ăștia al naibii n-au reușit să se înțeleagă. Și se cam ceartă. S-au înțeles. Domnul Coldea din Arad, se toată lumea din Ardea. Domnul Coldea, așa, toată lumea, domnule, toată securitatea și, pardon, tot establishmentul ăsta SRI de la, din Ardeal, toată procuratura din Ardeal, toate serviciile din Ardeal și de la 21 sfert. Și că Ardelean nu te bucur, da? Că Ardelean nu te bucur, da, că a dat Ardealul atâția conducători de instituții. Ca miroase, știi, era vorba aia, măi, mai răsfirați băieți, că, da? Daniel Morar zice următoarea chestie, doamna Chioveș îl acuză pe Daniel Morar, așa mai ardelenește, băi, ai știut, dar ai tăcut. Iar Morar îi dă replica următoare, haideți să o vedem, că e important. În ce mă privește, nu am solicitat niciodată încheierea unui protocol cu SRI. Nu am semnat niciodată un protocol de colaborare, cooperare cu SRI. Eu am primit doar protocolul semnat de doamna Chioveș ca procuror general, spre conformare. De altfel, atitudinea mea vis-a-vis de implicarea serviciilor de informații în activitățile de urmărire penală a fost una constantă, consecventă și de notorietate, a precizat astăzi fostul șef al DNA, Daniel Morar. Da. Sabin Orcan, ce înțelegem din asta? Eu, dacă vreți să vă citesc un titlu, că îmi place mult titlul ăsta. Eu sunt un cititor de presă, sunt foarte atent. E un titlu, nu vă spun de când e, vă spun autorul, Dan Tăpălagă, care nu poate fi suspectat că ar fi împotriva luptei anticorupție. Sau... Da, da, Dan Tăpălagă și ăsta e din Sibiu. Nu contează asta, dar vă citesc titlul. Da, și ce, mai bine să fie din Teleorman oamenii care conduc România sau n-am înțeles? Nu știu. Fiecare... Eu vă citesc, la emisiunea asta, să știi că avem foarte mult. Poate să fie de oriunde. Era o glumă, ai înțeles lucrul ăsta, da? Dan Tăpălagă scrie așa, și vă spun imediat și când scrie. Ce zice asta. Dan Tăpălagă? De ce nu e bine că SRI a devenit organ de cercetare penală specială? Comentariul este de pe Hot News din 15 martie 2016 și evident nu se referă la acest protocol, ci se referă la celebra ordonanță prin care, mă rog, SRI-ul și guvernul vreau să promoveze următoarea idee ca ofițerii SRI să fie în anumite situații adevărat delimitate de lege, gen terorism, să fie și un fel de procurori așa. Și în acest comentariu cu care sunt absolut de acord, Dan Tăpălagă atrage atenția asupra pericolului ca sub masca asta, domne, să anchetăm pe teroriști, când dai unui serviciu de informații, și asta ne spune și Comisia de la Veneția, ne spun mulți, când dai unui serviciu de informații care e dornic de cât mai multă putere, îi dai și puterea asta să ancheteze, o putere care nu există în statele civilizate. Pentru că, mare atenție, ăia de la FBI nu sunt SRI, ăia sunt sub autoritatea Ministrului Justiției și sunt cumva și un fel de procuror, de anchetator, dacă vreți. Dar în restul statelor, în care au o organizare mai asemănătoare cu a noastră, gen Franța sau Germania sau ce vreți dumneavoastră, dom'le, serviciile de inteligență nu fac anchetă penală. Iar într-o țară care, România, repet, în 1948, prin legea de înființare a securității poporului, atunci, în articolul 7, dacă nu mă înșel, s-a definit acest fapt. Că ofițerii de securitate sunt singurii îndrituiți să ancheteze faptele de nu știu ce care să afectează siguranța națională. Sabin, da? Ei, România se află la cumpănă, se află într-un moment foarte complicat. Și există două școli de gândire. Unii spun așa, dacă recunoaștem că în ultimii 10 ani de zile procurorii și ofițerii de informații au făcut anchete și au făcut dosare cot la cot, țara asta, după principiile democratice, ar trebui să sară în aer. Că nu a fost în regulă ceea ce s-a întâmplat. Pe de altă parte, ca să salvăm și ca să apărăm țara asta, trebuie să îngropăm scandalul ăsta. Și este o mare dilemă. Băgăm sub preș scandalul ăsta ca să meargă mai departe țara și să meargă mai departe unii și alții din establishmentul României, sau recunoaștem și punem pe masă toate lucrurile care s-au întâmplat în ultimii ani. Scandalul ăsta va purifica România sau o va îngropa într-un marasm și într-o finalitate pe care nu știe nimeni. Grea decizie. O să vedem ce se va întâmpla în perioada următoare. Scurtă pauză și revenim.
ieșinez, au pus mâna pe exploatarea de cupru a României. Țara asta, binecuvântată de Dumnezeu, are rezerve de cupru. Și este o companie de stat, Cuprumin, care produce cupru ăsta. Îl scoate din pământ și îl vinde. Cupru este foarte valoros la bursă, da? Iar toată producția de cupru a României, în timp ce vorbim noi acum, este preluată, cumpărată de la statul român și vândută mai departe de către mafia chineză. Mafia chineză, sub nasul SRI, sub nasul SIE, sub nasul tuturor serviciilor de informații. Asta este România reală. Da, domnule avocat? Discutăm de la 21. O concluzie pe povestea asta. O concluzie, cel puțin din punctul meu de vedere, protocoalele, evident, sunt necesare. Protocoalele trebuie să se încadreze în limitele legale și este evident că cel puțin ce apare pe hârtie în acest moment adaugă la lege. Este esențial. Adaugă de... la lege, asta ce înseamnă? Iar mă feriți de cuvinte, adică... face semantică ca doamna Căveși. Exact. Da. Când adaugi la lege, o adaugi legal sau ilegal? Total ilegal. Okay. Trebuie să te încadrezi în limitele legii cu activitatea în speță de urmărire penală, să nu depășești limitele stabilite de codul de procedură penală. Domnule avocat, în anii 50 venea Volga Neagră... Dar unii aplaudau. Venea Volga Neagră și te aresta, te băga la pușcărie, te trimitea la canal, iar toți ceilalți vecinii spuneau, domnule, o fi făcută la ceva. Și Corect. Foarte mulți români, acum în 2018, sunt de opinia asta, domnule, o fi făcută ăștia ceva. Nu contează cum i-a făcut, cum le-a făcut dosarele penale. Domnule, i-a băgat la pușcărie. Că SRI, că DNA, asta e. Au furat ăștia România de 28 de ani, se băgăm la pușcărie. Nu asta contează nu înseamnă cum. Democrație și nici stat de drept. Să pedepsești o infracțiune printr-un abuz este inacceptabil din punctul ăsta de vedere. Și dar uitați... admiteți că mulți români, o parte a publicului și a societății, spune că e în regulă. Mi-e greu să fac o astfel de analiză. Admit că multe dosare, cel puțin de interes, s-au făcut în mod ilegal și probele au fost constituite de către persoane care nu aveau calitate. Și vă dau un singur exemplu, dacă îmi permiteți. Interceptările este clasic. Interceptările efectuate de către SRI. În cazul de ce? Interceptările sunt legale, nu? Sunt absolut legale atâta timp cât le efectuează organul de urmărire penală, iar SRI nu este organ de urmărire penală, exact cum au zis și domnul Orcan. Îmi pare foarte rău, trebuie să ne încadrăm în limitele legii. Și mai fac o singură precizare. Păi de ce nu au dat putere procuratorii să facă interceptări? Bun. De ce au folosit SRI-ul? Asta este o altă discuție. A, de ce nu au făcut-o? Habar nu am. Trebuie să răspundă cei care au fost în măsură să decide. Răspunde doamna Căveși. Acum vreo 3 ani de zile, înainte de scandalul ăsta monstru, după decizia CCR Sabin Orcan, doamna Căveși a făcut o declarație foarte importantă și o citez din memorie că e o declarație importantă. A spus doamna Căveși, SRI a investit în capacitatea de interceptare aproape 1 miliard de euro. Noi la DNA nu avem banii ăștia și nu avem posibilitatea tehnică să investim în echipamente. Între timp, da? Înțeleg că s-a rezolvat. S-a rezolvat, da? S-a rezolvat 10 miliarde, da. Avem o decizie a CCR, avem DNA și au dat care... bani, au dat bani DNA-urii să facă. S-au dotat, da? Și conform legii și deciziei Curții Constituționale, SRI nu mai face de la decizia CCR decât interceptări pe siguranța națională, pe ce face. Și ce face SRI cu tehnică de 1 miliard de euro? Nu știu ce face. Ce face DNA și ce face SRI cu tehnică de 1 miliard? Nu știu dacă doamna Căveși avea acces la tehnica de 1 miliard. Da, eu zic că urmărește în primul rând spioni. Adică totuși SRI-ul nu se ocupă doar ca să-i urmărească pe primarii care iau șpagă, nu? Mă gândesc că se ocupă și cu spionaj. Câți spioni am prins noi în ultima vreme? Am mai prins, dar să știți că în materie de spionaj nu, ăștia nu apar la televizor în cătușe. Îți dau un hint pentru subiectul la 21. Iar. Statul român timp de 15 ani a expulzat 5 cetățeni străini că au făcut spionaj și acte împotriva siguranței eu naționale. Eu am informații că a expulzat mai 5. Mult, dar pot să spun și eu ceva. Autoritatea pentru cetățenie. Până venim la chinezii ăștia, mafia chineză din România care zburdă în România. Nu mă că zburdă. Da, vreau să spun un lucru. Și asta arată că statul e șvaiță. Eu am înțeles totuși de la domnul Tolontan că SRI și-a făcut treaba. Ai auzit de Camera de Comerț Româno-Chineză? Am auzit de toate unde era. De domnul Pont ai auzit? Da, nu, dar știi cine era aici? La Camera de Comerț Româno-Chineză era tovarășul general Iulian Vlad, fostul șef al securității. Da, nu știi? Tu cum să... Da, era vicepreședinte. Era și Nicu Niro, era și Victor Ponta, mulți erau. O singură frază, domne. E nevoie de echilibru și de bun simț și de lipsa oricăror prejudecăți în a lămuri această problemă. Vrem să avem o țară europeană și democratică, trebuie să acceptăm că trebuie să luptăm cu acest flagel al corupției care a subt din țara sa tot ce se putea
suge. Trebuie să acceptăm că oamenii care sunt în fruntea bucatelor nu trebuie să-și bage mâna în cămară și să fure de acolo astfel încât țara asta s-o ducă din rău mai rău. Dar în același timp trebuie să acceptăm că trebuie să existe un echilibru, un check and balance. Apropo de ce scrie Sorin Ioniță în comentariul lui de pe Contributors, un check and balance. Și trebuie să acceptăm că trebuie să avem instituții care chiar să-și facă treaba. Îmi pare rău să o spun, dar Parlamentul României ăsta care urlă azi până domnii Manda, Dragnea și Tăriceanu, e același Parlament al României care a lăsat ca în SRI să apară niște excrescențe care depășesc, să spunem, cadrul normal într-o democrație. Pentru că serviciile vor tot timpul mai multă putere, aceeași dezbatere și în Statele Unite. Numai că acolo există instituții care controlează, care okay. știu să apese pe pedal, astfel încât să existe un echilibru. În România nu există echilibru și văd numai soluții talibane. Ori să închidem toate dosarele anticorupție și să o trimitem acasă pe doamna Chiovei și pe toți procurorii DNA. Atenție, nu toți procurorii DNA sunt portocale, că vorbim numai de protocoale și de portocale în ultimul an. Nu toți procurorii DNA sunt așa, nu toți politicienii sunt așa. Deci hai să ne revenim și dacă vrem să tragem niște concluzii din asta și ca societatea românească să se așeze, este să intrăm în cadrul legal și constituțional, să respectăm deciziile, că ne plac sau nu, ale curții constituționale, să respectăm tratatele internaționale la care România e parte, inclusiv deciziile CEDO, și să intrăm în normalitate. Dar asta nu înseamnă să stingem lumina și toată lumea să fure într-o veselie în România. Și cu trecutul ce dacă facem? Se poate. Cu trecutul 10 ani ce facem la întâlnire? Sunt instituții abilitate care să pot ocupa de trecut. Să le evaluăm și cei care s-au produs ilegal să fie trași la răspundere. Eu am înțeles... Cine se trage la răspundere? Aici e problema, că și protocolele astea, evident, au fost semnate de niște oameni pentru care au avut garanție că n-are nimeni... De asta am spus adineaori. Comisia de control a SRI a știut de aceste protocoale? N-a știut? Dacă a știut, de ce n-a știut? Dacă a știut, de ce n-a făcut ceva? Dacă comisia bea șpriț cu SRI... Asta vreau să spun, pentru că oamenii ăștia trebuie... Exact cum spunea și domnul Orcan. În democrațiile consolidate există mecanisme de control. Să vă țineți ideea, luăm o scurtă pauză și revenim cu subiectul cu chinezii, cu protocoale, scurtă pauză și revenim.